Nu de roboți trebuie să vă fie teamă, ci de noua generație, pentru că noi suntem cei care îi creează pe roboți. O spune Bianca Lewis, hackerul de doar 12 ani, care în urmă cu 2 ani a descoperit o vulnerabilitate majoră în sistemul de vot din Statele Unite. Este unul dintre primii copii care au vorbit vreodată în fața Congresului American despre securitate cibernetică și are deja propria sa companie de tehnologie. Fiind pe jumătate româncă, visează însă să studieze în Europa pentru a fi mai aproape de bunicii săi din Brașov. Bianca Lewis este unul dintre cei mai cunoscuți hacker din lume. Când avea doar 10 ani, a descoperit o vulnerabilitate în ceea ce ar fi trebuit să fie unul dintre cele mai sigure sisteme electronice din lume. There is a lot of proof out there that the elections were hacked. Like in the Mueller report in volume 1 pages 50 and 51, it's actually stated that yes, the elections were tampered with. They're so easy to break into. We use SQL injection just like the Russians did. Adolescenta este rezervată cu privire la folosirea sistemelor electronice de vot. Do not use ballot marking devices or direct recording systems. What everybody everywhere on the planet should use is hand-marked ballots. Because it's physical, it's real, you can touch it and you can't like tamper a physical piece of paper. Bianca a vorbit despre pasiunea ei pentru hacking și în fața Congresului Statelor Unite ale Americii. A înființat apoi și o școală de programare pentru fete și a început să călătorească prin toată lumea pentru a participa la conferințe și competiții internaționale dedicate hackerilor, unde vorbește întotdeauna și despre România. Definitely I love Sighișoara and I definitely love in Brașov, that's where my family is. The Brașov sign and climbing up the mountain and back down, going to the sign and just seeing all of Brașov from up there, it's beautiful. Peste 2000 de hackeri de toate vârstele din peste 30 de țări participă zilele acestea în București la cel mai mare eveniment din sud-estul Europei dedicat securității cibernetice. Bianca nu este însă singurul hacker copil recunoscut la nivel mondial. Paul Ruiben a uimit o lume întreagă când a reușit să copieze datele personale ale unui utilizator de Android în doar 15 minute, iar Betsy Davis, de doar 7 ani, a intrat pe o rețea privată de Wi-Fi în doar 10 minute. Experimentul a fost transmis live pe Channel 5 din Marea Britanie. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.